Sute de mașini tunate și accesorizate au putut fi admirate de pasionați care au venit în număr record la malul mării. Localnicii nu au ratat momentul și s-au fotografiat cu cele mai reușite și deosebite exemplare. Cei prezenți au văzut atât mașini modeste cât și autoturisme care trec de câteva sute de mii de euro. Unele mașini sunt foarte modificate, altele mai puțin modificate, de bugetul fiecăruia. Dar noi suntem fericiți că am reușit să adunăm un număr, zic eu, ok de mașini. Potrivit organizatorilor, evenimentul încearcă să readucă în prim plan, după mai mulți ani, evenimentele auto din sudul litoralului. Avem și câteva motociclete, vreo 14 sau 15 motociclete. Avem și două mașini de coastă, de raliu. Avem și trei mașini de drift. Și 18 mașini care participă la concursul, la campionatul național de car audio. Câștigătorii concursurilor au fost premiați de către reprezentanții autorităților locale. Aceștia își doresc ca în următorii ani să reușească să aducă în sudul litoralului expozanți cu mașini care mai de care mai scumpe și mai sofisticate.